Michel Monsoret, atașat de cooperare educativă și coordonator al alianțelor franceze din România, a vizitat astăzi Liceul Voltaire din Craiova. Elevii au prezentat aspecte din cultura și civilizația franceză, precum și câteva momente artistice. Lucruri care să-i proiecte, care să-i sprijine pe copii și în afara orelor, în afara clasei. Ne-am gândit pentru viitor, deși suntem mici în al doilea an de existență, suntem încă copii, dar creștem frumos, ne dorim să accesăm acest program al liceelor bilingve. În România există 25, din câte știu eu, 25 de licee bilingve care susțin bacul francofon. Este un vis al nostru, o dorință pe care dorim foarte tare să o împlinim în viitor. Și pe lângă acest lucru căutăm pe lângă Ambasada Franței și sprijinul în a ne realiza contacte cu licee din Franța. Sunt foarte încântat să mă aflu aici la invitația Dorinei Popi și mă bucur să-i văd pe elevi studiind intens limba și cultura franceză. Sper ca împreună să dezvoltăm mai multe proiecte, iar elevii să beneficieze de un schimb de experiență fructuos. Sunt studentă în Franța și am ajuns în Craiova la începutul lunii mai. Și scopul meu este să promovez limba franceză în rândul tinerilor Liceului Voltaire, cu care derulez mai multe activități extracurriculare.